Bună ziua! Astăzi avem alături de noi pe domnul prefect al județului Neamț, domnul Adrian Iță. Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Vom încerca să discutăm câteva chestii care sunt de actualitate și de interes public și vom începe cu a vă ruga să ne explicați ce este cu noua formă de organizare care s-a pus la punct la prefectură cu instituțiile care vin să ajute primarii. Am înțeles noi ceva, dar nu complet de asta. Am să vă rog să îmi explicați ce ați vrut să faceți acolo. Da, este vorba despre un ordin de prefect pe care l-am emis și el se referă la constituirea unui grup de lucru tehnic, mai exact o comisie din care vor face parte reprezentanții tuturor instituțiilor avizatoare și ne referim la tot ce înseamnă gardă de mediu, serviciul de gospodărire a apelor, ISC, Agenția pentru Mediu și tot ceea ce mai putem adăuga aici, Consiliul Județean, Delgaz Grid, Secția de Drumuri Naționale Piatra Neamț, adică aproape toate instituțiile cu care se confruntă în momentul când doresc să investească și să atragă fonduri pentru a accesa proiecte, fie că vorbim de fonduri europene, fie că vorbim de fonduri guvernamentale, unitățile administrativ-teritoriale din județ. Și m-am gândit că ar fi foarte util pentru aceștia, pentru primari, ca o dată pe lună să vină la această întâlnire, care are un rol nu doar consultativ, dar îi și îndrumă, astfel încât, concret, dacă sunt zone în care ei ar putea întâmpina dificultăți ulterior, dăm exemplu foarte simplu, o magistrală de gaz sau una de apă, despre care nu se știa în momentul când se demarează proiectul, pentru a preîntâmpina acele pierderi de timp care au loc în momentul când bat pe la fiecare ușă ca să obțină avizele, în această comisie pot obține, în primă fază, niște puncte de vedere care să-i ajute. De asta consider că e foarte important ca ea să fie funcțională și ne vom întâlni lunar, cel puțin o dată sau ori de câte ori va fi nevoie în acest sens, tocmai pentru ca gradul de absorpție al fondurilor europene la nivelul județului Neamț să crească, iar toți nemțenii și locuitorii să beneficieze până la urmă de acest lucru. Deci dacă am înțeles corect, va fi un fel de ședință care vin primarii care au proiecte, va veni primarul X care are de făcut o grădiniță, da, și va spune la toate instituțiile: vreau să fac o grădiniță aici, ce probleme, da, am? Și nu-i spune, ai o țeavă de gaz pe desubes, că nu-i bine, dă-o mai într-o parte, unul, exact, adică se pun de comun, exact, acord. Absolut toată lumea, cadastru, APM, SGA, toate instituțiile avizatoare. Asta foarte mult din timpul care consumă-i cu apele. În primul rând, știți cum e, îl ferești pe om de a sta și a plânge pe la ușile instituțiilor. În același timp, eviți niște situații în care, neavând cunoștințele necesare sau informațiile, mai bine zis, necesare, se regăsește în situația în care apar întârzieri pentru că transmite o documentație care poate fi întoarsă înapoi și atunci e foarte important această comisie pentru că economisim mult timp și creștem eficiența. Ați avut feedback de la primari? Ce spun primarii? Da, primarii sunt foarte mulțumiți de această inițiativă și feedback-ul a fost unul pozitiv. Da, o să vedem cum o să decurgă primarul. Mă mai gândesc și am discutat și cu președintele Camerei de Comerț și cred că o să facem una la nivelul urbanului, a orașelor, a municipiilor și a orașelor din județ, pentru mediul de afaceri. Ca să-i scutim și pe ei, înțeleg că a fost una, care de ceva timp nu mai funcționează, nu era prin prefectură, dar mă gândesc să fac una prin prefectură, pentru că, fiind prin ordin de prefect, toate instituțiile avizatoare, mă asigur cumva că va fi și funcțională această comisie, dar rămâne să discut detaliile cu domnia sa. Am văzut că domnii de la Harghita au terminat ce aveau de făcut și au început din nou un proces pe cheile de cazului. Da. Acel... N-ar fi ceva ieșit din comun, că se judecă și cu Bacău și cu toată lumea. Care este stadiul? Ce s-a întâmplat? N-am înțeles, n-au adus nimic nou
de această dată e același proces care a mai fost intentat de către UAT Gheorgheni în trecut. E vorba de cele 700 de hectare. Nu știu, ori e un subiect folosit în scop electoral, mă gândesc, ori are alte substraturi, pentru că legal vorbind e vorba de același proces verbal de delimitare acolo. N-au venit cu nimic nou, adică doar faptul că în loc să ne judecăm cu Gheorgheniu, proces care a durat din 2011 până recent și după cum bine știți toată lumea s-a bătut cu pumnii în piept că au și au raportat un mare câștig, deși meritul a fost a... Dar n-a fost niciun câștig. Exact. De câteva minute, ei vroiau o bucată și n-au obținut-o. Deci nu s-a pierdut, nu s-a câștigat nimic. Exact. Dar s-a speculat mult politic pe acest subiect și se pare că e aceeași ciorbă reîncălzită. Adică elemente noi nu s-au adus în dosar. Exact pe ce s-a bazat și acțiunea celor de la Gheorgheni, exact pe aceleași motive este întemeiată și cea a celor de la Consiliul Județean Arghita. Deci o să vă auzim și pe dumneavoastră peste 2 ani că ați adus... Da, probabil vă dați seama. Când vor fi alegeri, se vor mai trezi unii și alții să spună că se bat pentru granițe, că o să fie un mare război mediatic, cel puțin. Ne-am întâlnit recent la un spațiu chiar puțin la Consiliul Județean. Era și cu inspectorul școlar general și cu președintele Consiliului Județean pentru a rezolva o problemă cu relocarea unor copii. Care mai este situația? V-ați interesat în continuare? Da, e vorba despre relocarea copiilor de la școala numărul 8 și școala numărul 5, dacă nu mă înșel, care ar urma să intre în reabilitare și în modernizare. Nu mai discutăm acum aspectele legate de felul în care s-a procedat cu programarea acestor lucrări. Dacă s-ar fi putut face în perioada vacanțelor, dacă ar fi fost mai oportun, dacă am fi creat un stres mai mic copiilor și părinților, dar și cadrelor didactice. Important e că Consiliul Județean a venit cu această soluție în sprijinul primăriei și a pus la dispoziție această clădire unde a funcționat înainte și baseul, pentru cei care nu știu ca localizare, în zona acelor școli care vor intra în reabilitare, adică creând un disconfort mai mic, fiind în același cartier. Din câte știu, am fost atunci la fața locului, ne-a însoțit și doamna director. Dânsa a fost mulțumită de cum arătau usele de clasă, urma ca primăria să facă demersurile necesare pentru a prelua acest imobil. Înțeleg că până la urmă, în ședința, ultima ședință de Consiliul Local, s-a întâmplat acest lucru. N-am verificat, dar din informațiile care au apărut în spațiu public. Și așa cum ar fi trebuit, trecut această preluare prin Consiliul Local, cu o hotărâre a Consiliului Local, s-a întâmplat și ea va putea fi cedată de către Consiliul Județean Primăriei, rezolvând astfel această problemă care tindea să devină din ce în ce mai presantă și efervescentă în ceea ce înseamnă viața socială a orașului. Sunt sigur că această problemă se rezolvă, pentru că am mai trecut odată prin asta cu credința din spate de la Roma, când s-au alocat spații la liceul de chimie, dar primăria a uitat să le mai pună la punct. Au trebuit să vină niște părinți iarăși din fondul clasei să se implice alții. Știu situația de acolo. Acolo au fost niște părinți care, revoltați pentru faptul că a fost convocat la o discuție la primărie și nu i-a întâmpinat, nu știu, primarul sau cine se așteptau ei să se întâmpine pentru a discuta despre problemă, au ajuns și la prefectură la momentul respectiv. Am mediat niște ședințe între ei, primărie și inspectoratul școlar. Până la urmă s-a ales dintre toate propunerile varianta primăriei pentru spațiile de la liceul Cartianu.
după cum bine ați spus, cu tot felul de probleme și acolo, din câte știu, s-a implicat, așa cum spuneați, un părinte care în câteva zile a rezolvat problema pe care ar fi trebuit ca cei de la primărie să o rezolve. E același mod în stil amatorist, ca să spunem așa, de a gestiona problemele administrative. În cazul respectiv au fost înștiințați părinții și conducerea școlii numărul 3 de care ținea grădinița respectivă cu foarte puțin timp înainte să înceapă anul școlar, adică s-a procedat greșit. Acum înțeleg că în 20 februarie ar trebui, 15 sau 20 februarie, ar trebui predate amplasamentele de la școala 5. Da. În nou amplasament care e la Dacoziru. Din nou un efort considerabil care poate ar fi fost gestionat mai bine dacă problema era abordată mai din timp. Poate ar fi bine să-l ajutați pe domnul primar și să-i monitorizați această punerea la punct a noilor spații. Pentru că el a fost părăsit de City Manager, cel care a venit nou nu cunoaște toate problemele, i-au mai plecat și oamenii de la proiecte, e o zăpăceală totală în primăria aia. Tare mie frică că el nu va reuși până la data de 15-20 să pună acele spații la punct și o să ne trezim copii în stradă. Asta este o treabă care cred că ar trebui să fie în atenția noastră ca prefect. Am încercat în mai multe rânduri să nu neapărat să-l ajut, dar să mă implic în probleme care țineau strict de primărie și pentru care domnul primar are suficienți angajați plătiți bine. Vorbim de sute de oameni și vorbim de un fond de salarii anual de, cred că începând de anul ăsta, peste 9 milioane de euro, pentru că știu că s-au făcut niște majorări salariale între 2 și 11%, dacă mi-amintesc bine. Adică are un aparat la dispoziție care ar trebui să facă toate astea, dar problema e știută și ceea ce reclamă oameni, unii care vin chiar din primărie și spun că mediul de lucru de acolo nu este unul corespunzător. Știm că a făcut foarte multe angajări, deși la începutul mandatului am mai povestit despre asta, a mers la domnul Bolojan la Oradea pentru a lua probabil exemple de bune practici de acolo. Știm că domnul Bolojan a concediat sau a renunțat la serviciile unor funcționari și a eficientizat administrația de acolo. La noi s-a întâmplat tocmai invers. În 2 ani de zile aproape că a mai crescut cu încă 100, aproximativ 100 de persoane numărul angajaților din primărie. Adică tot ceea ce se întâmplă nu ne duce cu gândul la un scenariu optimist și din păcate amatorismul guvernează acest oraș din plin. Fie că ne referim la strict la cum arată, pentru că am văzut că domnul primar ne îndeamnă la răbdare. Desigur, răbdarea e bună și e folositoare, dar e bine ca răbdare să aibă inclusiv el și cu cei care conduc orașul. Și dacă oamenii suferă având răbdare, ar fi bine ca și dânsii să se regăsească în aceeași situație, pentru că altfel sună un pic altfel. Și dacă tot avem noi răbdare cu străzile rupte și cu tot, să aibă și răbdare puțin cu impozitele locale. Sunt multe aspecte, chiar îmi semnalau, dacă vorbiți de impozite, înțeleg, acum am să verific, îmi semnalau cei din mediul de afaceri că a fost introdusă taxa edilitară și pentru clădirile nerezidențiale, adică clădirile în care se face producție și în care oamenii produc, și înțeleg că și aceste clădiri vor fi impozitate cu această taxă edilitară. Am să verific, dar nu cred că au mințit reprezentanții oamenilor de afaceri. Adică taxele tot cresc, responsabilitatea oamenilor, pentru că, vedeți, fie că e vorba de campanii de imagine, fie că e vorba de campanii, cum să le spunem,
Politice, unele deghizate în tot felul de acțiuni pentru protejarea mediului, sau, adică vedem tot felul de, dar nu văd oamenii plătiți pentru asta să muncească. Străzile arată deplorabil, e o mizerie de nedescris, noroi peste tot, acum a nins și nici nu poți cobori din mașină pentru că este zăpada amestecată cu mizerie. Șantiere peste tot, capace de guri de canal ridicate în care oamenii își distrug mașinile, lucrări lăsate neterminate și care n-au fost semnalizate corespunzător. Vestitele stații de autobuz. Suntem orașul în care o stație de autobuz costă aproape 20.000 de euro, conform... 20.000? Nu, un metru pătrat, am vrut un să spun. Un metru pătrat de stație. Un metru pătrat de stație de autobuz. Adică... Da. Și toate astea... Poate n-ar fi rău, nu încerc să vă întrerup, dar toți suntem la această discuție, poate n-ar fi rău ca cei de la ISC sau cei care se ocupă de disciplina în construcții să vadă puțin ce se întâmplă cu aceste lucruri. Foarte multă lume ne sună pe noi la Zia și ne întreabă, știți cumva ce se face acolo? Dar știți cumva de ce, ce fac acolo? Ce dărâm acolo? Poate ar trebui niște suntem oameni buni. Aici, eu dacă am văzut, în presă, mă scuzați, incidente cu persoane în vârstă care au ajuns la spital cu picioare rupte sau cu probleme de sănătate pentru că s-au împiedicat peste borduri rămase mai înalte, lucrări șanțuri nesemnalizate, șanțuri făcute pe partea de circulație. Adică e un haos general și dacă e să numărăm concret ce s-a întâmplat notabil până acum, în 2 ani de zile în care, cel puțin din datele primăriei, au fost aproape 100 de milioane de euro buget, nu putem număra mare lucru. În afară de un loc de joacă din Strand care a costat 90.000 de euro. S-a dus asării de sus, nu știu, atât era prezentat atunci ca și costuri. În afară de renumitul brad de 45.000 de euro, care m-am uitat pe site-uri, pe Alibaba și costă între 5.000 și 12.000 de dolari, unul cam la aceeași înălțime, dar cu programe de lumini, adică absolut tot ce-i trebuie. În afară de aceste nebunii, nu putem să ne lăudăm cu nimic. Grădina publică, fosta grădină zoologică, este și acum închisă și nu s-a întâmplat nimic acolo. Tot orașul este parcă după război și primarul iese senin și ne cere să avem răbdare. Nu știu câtă răbdare trebuie să avem sau cum ar trebui să deruleze toate aceste lucrări, dar nu pare să fie în regulă. Revin în actualitate parcă. Vorbeam în trecut despre armata de oameni pe care o are la dispoziție, direct sau indirect, pentru că și la societățile Consiliului Local, în AGA și în CEAuri, sunt conform, direct proporțional majorității din Consiliul Local, conduce tot partidul dumnealui și cu aliații săi de la guvernarea locală, să spunem. Și numărăm așa, sunt aproape 900 de oameni, poate și mai bine, care ar trebui să se ocupe de oraș, iar orașul mic, că suntem un oraș de munte, care are până la urmă 3 străzi principale și o variantă, adică nu suntem un oraș de câmpie datorită așezării geografice, care să necesite atât de mari eforturi pentru a-l întreține. Totuși o mizerie de nedescris. În continuare în Cuiești se deversează materii fecale și dejecțiile produse. Și atenția că începând de astăzi, primăria nu mai are contract cu nicio firmă pentru a se ocupa de canalizele pluviale, pentru că au săpăcit contractele astea așa de mult. Era la publicitate, v-au spus că la una altă parte a rămas în aer. Deci de astăzi nu se mai ocupă nimeni de instalația pluvială, ca și la ora actuală, exact cum a spus. Au un termen. Știu că o parte dintre pietreni s-au preocupat de asta și s-au racordat la rețeaua de canalizare, dar mai sunt încă persoane care n-au făcut acest lucru
Și se termina cu și mandatul 4 ani de zile și problemele de la început se pare că le vom regăsi și pe final. Ce să vă mai spun? Vorbeam despre această armată de oameni și când am menționat acest lucru atunci, a sărit imediat primarul și cu susținătorii dumnealui și au spus, făceau comparații cu Consiliul Județean. La Consiliul Județean sunt 200 și 3 de angajați și deservesc un județ întreg, dar îi adăuga și pe cei de la bibliotecă, teatru, muzeu, adică tocmai instituții care funcționează în Piatra Neamț, în marea lor majoritate, ca și pondere și care aduc un plus orașului nostru, plătiți de către Consiliul Județean, dar care erau criticați, adunați, știți, ca și cum... Acesta este un avantaj. În momentul în care nu faci nimic, nu ți se reproșează nimic. Uitați-vă, dacă facem comparație cu Târgu Neamț, cu Bicaz, cu ce vreți dumneavoastră? Am văzut la Târgu Neamț, chiar ieri au inaugurat un bazin... Orașele celelalte au biblioteca lor, primăria nu are. Așa. Casa lor de cultură, primăria nu are. La noi nu s-a investit nimic în partea de cultură din partea primăriei și cele mai mici primării au. Și Bicazul are Clubul Cimentiștilor, are ceva. Primăria nu are nimic. Primăria Piatra Neamț nu gestionează, nu plătește. Da, dar în schimb beneficiază, dacă e să vorbim despre aceste servicii plătite până la urmă și de Consiliul Județean, pe care îl tot înfierează primarul și cu colegii lui de partid. Și totuși 900 de oameni pe care îi are dânsul în subordine ar trebui să facă ca orașul să arate mult mai bine. Eu știu pentru că îmi povestesc oameni din primărie că atmosfera de acolo, cum vă spuneam și mai devreme, este una nepropice, ca să spunem așa, performanței, pentru că din ce susțin oamenii sunt situații în care au fost umiliți. Sunt situații în care cei angajați noi și care sunt denumiți de către aceștia pilele sau cunoștințele șefilor pun presiune pe ei și nu-și fac treaba, în schimb îi încurcă mai mult. Și așa cum spunea chiar viceprimarul, care este totuși în conducerea primăriei, care scăpa de 80% din salariații primăriei. Aici sunt de acord cu ea. Da, nu înțeleg de ce nu face asta fiind acolo în conducerea primăriei și se plânge. Adică aici un pic... Nu sunt ai lui angajații. Nu sunt ai lui. Spunea de asta. Am discutat cu un angajat al primăriei. Nu pot să-i dau numele și nici nu vreau să-i cum multe subiect, pentru că m-a rugat să rămână discret. Primăria la această oră se judecă cu un angajat care a acționat în judecată primăria pentru că s-a șefii primării puneau prea multă presiune pe el, stresau prea tare, până ce omul a ajuns să fie niște tratamente. Se comportau foarte urât cu el și puneau niște presiuni să facă niște lucruri care nu voia să le facă și acum se judecă. Da, asta vreau să spun. Cred că erau suficienți angajați în primărie, nu mai trebuie. Eu la prefectură, spre exemplu, am 42. Cred că sunt mai multe posturi de șef birou, șef serviciu și director, dacă e să le aduni în primărie, decât sunt toți angajații din prefectură. Adică n-ai cum să funcționezi în felul acesta, pe sumele astea de bani, și să arate orașul în halul în care arată. De asta cred eu că ar trebui ca această conducere a primăriei, cât va mai fi ea, să sporească un pic atenția pe aceste paliere și să facă ceva, pentru că au trecut 2 ani și de zile și nu s-a întâmplat absolut nimic. Vorbim despre niște proiecte pe care le-au făcut alții dinainte și actuala primărie, în afară de tăiat castanii, închis grădina publică, eu nu mai știu, știți alte... Da, o desfița și grătarele de strană. Asta nu știam despre ele. Adică... Și iluminatul de Paște. Și lista e lungă. Nu mai vorbim de Crăciun, cum a arătat orașul când a fost doar centrul și acolo a fost un chici din punctul meu de vedere, ca și iluminat, stradal și ambiental, dar asta e cum se zice, cu asta trebuie să ne confruntăm.
Deși... Dar raportat la ceea ce spuneam, mai beneficiază și de proiectele pe care CJ-ul sau Ministerul Dezvoltării le implementează, și anume pentru transportul ecologic, de care beneficiază în primul rând municipiul Piatra Neamț și comunele arondate, adică toți membrii din Asociația Dezvoltare Intercomunitară și Urbtrans. Este vorba de 59 de autobuze electrice. Pentru o parte dintre ele, achiziția s-a finalizat, pentru cele achiziționate de minister. Este vorba de 43 de autobuze electrice de 10 metri și de 16 autobuze de 6 metri mai mici, cu 59 de stații de încărcare lentă și 18 stații de încărcare rapidă. Un proiect, trei proiecte de fapt, în valoare totală de aproape 190 de milioane de lei, care vor schimba și acestea fața orașului, dar care la fel... Dacă o să aibă vreo să meargă. Dar care la fel nu sunt meritul actualei conducere a primăriei și sunt proiecte derulate de Consiliul Județean sau de minister. De asta vă spun, transportul public ți-l plătește CJ-ul, până la urmă trebuie să amintim și de acea subvenție care vine tot de la Consiliul Județean, tot în sprijinul locuitorilor din Piatra Neamț care beneficiază de transport în comun. Trebuie să ne amintim de piața făcută de către guvernarea PSD după ce a ars. Trebuie să vorbim despre vestita stradă Speranța, care... Izvoare, care duce spre Speranța, mă scuzați, care a fost preluată tot de Consiliul Județean de la primărie după ce ani de zile a stat acolo și nu s-a ocupat nimeni de ea. Și după ce în trecut ar trebui poate verificat asta la un moment dat, cei care au făcut parte din Comisia de Recepție a Lucrărilor după ce s-a lucrat acolo, n-au văzut acele șanțuri care au rămas propriu-zis în acel drum. Iată că și strada asta a fost inclusă în axa de transport 3, proiect pe care Consiliul Județean îl implementează cu fonduri europene și de care se folosesc cei din Piatra Neamț, la fel fără niciun merit din partea primăriei Piatra Neamț. Ce ar mai trebui să mai facă? Spital face tot Consiliul Județean. Acum înțeleg că au negociat consilierii PSD și au prins în buget inițierea demersurilor necesare pentru a realiza utilitățile. Dacă aia este sumă negociată, cu tot respectul... Ea poate fi rediscutată la... Dar trebuia prinsă în buget, pentru că poate fi rediscutată la rectificarea bugetară. Ideea e că nimeni de la primăria Piatra Neamț nu s-a gândit la acest lucru și a trebuit să propună grupul consilierilor PSD. Adică, asta vreau să spun, nu are cu ce să lăuda actuala conducere a primăriei. Da, cu parcări. Se laudă cu parcările. Da, am văzut că am fost certat și atacat, fără să aștepte motivarea instanței. Eu... Acum, la sfârșitul anului, asta vreau să vă spun. La sfârșitul anului o luăm de la început. Nu, dar ei fac altceva. Ei, prin omisiune, uită să spună ceva. S-au bucurat atunci că, în urma reclamațiilor pe care le-am primit de la, de la oameni, de la diverse, de la partide politice, de la diverse entități care au atacat, știu că a fost înainte. Dar s-au bucurat că a mai intervenit cineva pe fir, ca să zic așa, și au uitat să menționeze niște lucruri esențiale. Cu un an înainte, tot în aprilie, au înființat acel birou destinat special pentru a rezolva problema parcărilor și un an de zile n-au făcut nimic. Și de fiecare dată, ca și în cazul grădinițelor, ca și în cazul școlilor acum, ca și în cazul parcării despre care vorbim, ca și în cazul telegondolei, când s-au trezit că mai e o lună și au ieșit și au țipat pe toate drumurile că trebuie să întrebe lumea consilierii PSD de ce s-au pus un banner. N-am înțeles de ce trebuie să întrebe lumea consilierii PSD
Atât timp cât consilierii PSD erau doar 5 în Consiliul Local, atât timp cât administrațiile din trecut ar trebui să răspundă pentru ce s-a întâmplat acolo și nu am înțeles de ce ar trebui să-și asume alții toate aceste probleme. Dar minciuna care a fost atunci promovată, cum că e ultima poate fi ultima călătorie, ați văzut că nu de mult timp a fost o ședință a Consiliului Local, da? Și s-a modificat iar programul de reorganizare, mărindu-se capitalul social cu suma datorată către ANAF și s-a mai prelungit călătoriile, s-a mai găsit o soluție, nu era ultima atunci. Ca să vedeți cam cum se prezintă lucrurile astea în cheie politică. Da, dar le prezintă rău, pentru că ele ajung la o maturitate administrativă și toată lumea vede de fapt de ce era. Adică toate se transformă în bumerang. Nu doar atât, dar eu n-am întâlnit cetățeni care să fie mulțumiți. Iar în sondajul pe care l-au comandat cei de la PNL, sunt într-adevăr 12% cetățeni care sunt foarte mulțumiți de modul cum se administrează orașul. N-a spus care e 900 de angajați? Nu știu. Cred că ăia nu. Administrarea orașului merge foarte prost, nu e nicio viziune. Eu n-am văzut o viziune, n-am văzut să iasă primarul, să spună, domnule, eu văd orașul acesta în care noi locuim cu toții, peste 10 ani, peste 15 ani, peste 12 ani, în felul următor. N-a ieșit nimeni cu nimic. S-a trecut foarte ușor peste promisiunea de campanie să gestionează într-un mod haotic și total lipsit de coerență problemele orașului. Eu nu întâlnesc oameni mulțumiți, nu știu unde or fi, poate or fi din simpatizanții de partid sau cine știe, dar n-am găsit un proiect pe care să spun și eu, domnule, uite, pe viitor acest proiect implementat de către actuala Consilie a Primăriei ne va aduce nouă o bunăstare sau ne va aduce un trai mai bun. Dacă dumneavoastră ați identificat unul singur, puteți să îl menționați. Ca să terminăm cu subiectul parcările, ei au uitat la primărie să facă hotărârea de Consiliul Local și ce avem nevoie ca să prelucească contractul actual cu parkingul, contract care se termine pe 31 decembrie anul acesta și deja acum se dau contracte pe 10 luni, probabil s-au luat pe 11 luni, deci toți care termină contractele, toți vor veni la renoiri la sfârșitul anului. Iar au fost luați prin surprindere, n-au știut. Asta e administrația pietreană. Aud mereu că e un oraș mic, că e îmbătrânit, că într-adevăr. Să-l atrageți atenția. Poate iau eu le-am atras atenția și m-am și implicat în diverse situații. Cum a fost cea cu grădinița și ați văzut că n-am preferat să ies, să exploatez în vreun fel politic acest. Au ieșit tot ei și m-au criticat. M-am implicat când a fost situația exploziei de la apartamentul de garsoniere. N-am văzut pe nimeni pe la primărie pe acolo. Deși au un birou care se ocupă de relaționarea cu asociațiile de proprietari și am ajuns, dacă vă amintiți, în situația în care nu mai vrea operatorul să colecteze deșeurile, gunoaiele, pentru că nu și-a plătit lumea. Am ajuns în situația în care Apa Servu trebuia să oprească furnizarea apei în diverse imobile, pentru că la fel s-au înregistrat restanțe. Oamenii ăștia din primărie care sunt la acel birou, cu ce se ocupă? Ei nu sună la asociațiile astea de proprietari, nu-i țin pe aia în priză să-i întrebi, domnule, de ce nu s-a plătit? Ai strâns bani de la oameni, merg acolo, se interesează. Cum poți tu ca primar să ieși cu acțiuni de ecologizare, să le mulțumești oamenilor că și-au strâns gunoaiele ei, când tu plătești, am văzut anul ăsta, 2,5 milioane de euro pentru curățenie în oraș unei societăți a Consiliului Local pe care tu o conduci. Unde e normalitatea aici? De ce să pun eu oamenii din oraș să facă curățenie în fața blocului lor când ei plătesc taxe și impozite pentru ca o societate care e în subordinea mea, primar până la urmă, nu? Și a Consiliul Local, să trebuiască să strângă aceste gunoi. Aici cred că au deviat foarte mult lucrurile și dumneavoastră ca prefect ar trebui să vedeți aceste aspecte și eventual să anunțați și alte instituții, pentru că într-adevăr primarul coordonează aceste firme, dar în realitate el nu ar trebui să aibă nicio legătură cu aceste firme.
ei ar trebui să vorbească cu AGA, AGA, cu ce au. Nu. Păi și firmele sunt ale instituției. Păi și în AGA nu sunt consilieri locali din partidul care conduce primăria. Și conduce direct. Nu este dumnealui președintele organizației municipale Piatra Neamț? Deci șeful acelor consilieri, deci, a PNL? Îi sare, nu cred că trece niciodată. Eu abar n-am dacă îi sare sau nu. Eu știu doar că sunt plătiți și că nu-și fac treaba. E simplu. Asta vedem cu toții din rezultate. Deci cu grădinița m-au atacat deși n-am scos un cuvânt. Cu gazul metan la problema de acolo m-au atacat. Cu plata facturilor la gaz la liceu program sportiv. Păi tu primar care... Eu știu că are oameni primăria în Consiliul de Administrație al celei unități de învățământ. Păi trebuia să merg eu să vă plătesc facturile sau tu nu știai și apoi, fără să atac pe nimeni, discut după ce îmi semnalează cineva din presă duminică după amiază problema și luni dimineață rezolvă inspectoratul, le dă bani și rezolvă problema copiilor de acolo care stăteau în frig. Și tu ca primar ieși pe urmă să mă ataci tot pe mine că am făcut presiuni eu pentru asupra conducerii acelei unități de învățământ să nu accepte soluția ta care ar fi venit miercuri și... Păi adică ce presiuni să fac? Să plătesc mai devreme sau ce am făcut? Adică acum din nou cu școlile astea, cu relocarea, din nou a ieșit și m-a atacat după ce a apărut acea propunere din partea CJ când am fost la fața locului cu președintele Consiliului Județean și cu inspectorul general școlar. Adică niște ieșiri din acestea, eu înțeleg și ieșirile politice și exagerările, și, dar ar trebui să bazeze pe ceva, pentru că o să ajungi să te ia lumea de mincinos și nu o să mai aibă nimeni încredere în tine, cu orice ieși. Ați avut o întâlnire la primărie secretă, spun eu. S-au terminat efectele întâlnirii? Puteți să vorbiți, că știu că ați avut o înțelegere cu primarul. A fost o înțelegere acolo ca nimeni să nu iasă public despre ceea ce s-a întâmplat acolo. Pot să vă spun doar că la întâlnire au participat directorii unităților de învățământ implicate, inspectorul general. Cine a fost cu ideea să nu se comunice public? Dacă puteți să spuneți, dacă nu, nu e problemă. Nu, n-a fost vorba, eu n-am avut nimic împotrivă să participe presă sau a fost decizia domnului primar ca întâlnirea să fie una fără presă. Și s-a ajuns la niște concluzii, cel puțin ați făcut ceva, a ieșit ceva constructiv. Dați-mi voie să fiu elegant și să vă spun doar atât. Mă bucur că până la urmă s-a acceptat soluția propusă de Consiliul Județean și nu soluțiile propuse de către conducerea primăriei și să mă rezum la atât. Pentru a respecta ceea ce s-a înțelegerea făcut acolo, să vă întreb în calitate de prefect. Da. Ce treabă are primăria vădată în viața ei cu actul educațional? De când primăria Piatra Neamț își permite, are competențe sau atribuții să-și bage nasul în așa ceva? Nu are, însă soluțiile propuse de către conducerea primăriei puneau cumva presiune pe... Adică ei spuneau, domnule, noi vă oferim variantele astea, dacă le acceptați bine, dacă nu e problema voastră să vă ocupați de actul educațional, dar prin soluțiile propuse puneau o presiune foarte mare pe desfășurarea acestui act educațional. Primăria este obligat să închirieze. Nu mai vorbesc că erau multe probleme acolo care ar fi derivat și mă gândesc și la... copiii cu nevoi speciale, 8500 de dosare care există la centrul județean, la Cujuraie, adică devenea un haos de neînchipuit dacă soluțiile propuse de către conducerea primăriei erau duse la îndeplinire, cu relocarea unor elevi care ar fi trebuit să meargă până în cartierul Speranța, cu probleme în ceea ce privește elevii de an terminal, care au nevoie de simulări, care au nevoie să susțină examene și cu multe alte probleme ce implicau actul educațional și care nu prea, de care nu prea se ținea cont în propunerile celor din conducerea primăriei. Ca să revenim pe final puțin la prefectură, ați avut multe întâlniri de lucru cu primarii din județ, adică i-ați invitat la prefectură pe diverse teme. Da. Sunt foarte curios. Primarul din Piatra Neamț, din Roman, vine la aceste femei. A fost doar primarul de Roman atunci când am avut cele două întâlniri pe problema apei.
potabile din Roman și aștept acum, pentru că așa a fost înțelegerea, la fel nu am ieșit public ca să exploatez în vreun fel aceste situații, dar aștept să văd în urma înțelegerilor făcute între reprezentanții primăriei, conducerii primăriei Roman de atunci și cei APASERV și angajamentele pe care le-au făcut atunci, care sunt rezultatele și care e planul de bătaie, ca să spunem așa. Probabil zilele astea că își votează acum bugetul și probabil... Da, de asta am răbdare și nu speculez în niciun fel, dar aștept să văd. După care voi ieși public pentru că cetățenii trebuie să știe și despre ce este vorba, să afle adevărul și să avem și o radiografie completă a situației apei din Roman. Vă mulțumesc foarte frumos, ar mai fi multe subiecte de discutat, dar s-a discutat. Cel mai important este, așa cum vă spuneam, ca cei care conduc municipiul Piatra Neamț să aibă viziune, să aibă empatie față de oamenii care chiar muncesc din primărie și sunt mulți pe acolo care fac și treaba altora, probabil, să fie un pic mai aplecați către problemele orașului, pentru că suntem, după ultimul recensământ, 75.000 de persoane rezidente în Piatra Neamț, vreo 27.800, dacă nu mă înșel, de pensionari, vreo 15.800 de copii până în 17 ani, mai rămân vreo 31.000 de persoane active. Trebuie să ținem cont de aceste cifre atunci când discutăm de viitorul acestui oraș, un oraș cu o populație îmbătrânită, un oraș care din punct de vedere economic suferă și ar trebui să ne gândim la viitorul lui. Pentru că aud foarte mulți că pe foarte mulți care spun că suntem un oraș mic, că nu ne ajută așezarea geografică, eu spun din contră, și vorbeam și zilele trecute, Oxfordul are 119.000 de locuitori și 20.000 de studenți și cred că a auzit toată lumea de el. Cambridge are 152.000 de locuitori și tot așa vreo 19-20.000 de studenți, la fel cred că a auzit tot globul despre el. Adică și noi avem șase stații de autobuz de 60.000 de Iașul are 60.000 de studenți și cred că e de acord toată lumea că dacă n-ar exista acest centru universitar acolo, probabil că ar fi un oraș, nu putem spune mort neapărat, dar mult mai slab din punct de vedere economic și financiar, social. Adică trebuie să facem ceva pentru viitor și trebuie să avem o viziune și să dăm voie și celor care se pricep să se implice, pentru că vin foarte mulți oameni la prefectură de o valoare, cum greu vă puteți imagina, ca și expertiză, ca și bună credință, care ar vrea să se implice, dar care n-au loc. Și trebuie să facem ceva în acest sens, pentru că viitorul acestui oraș depinde de modul în care el este condus astăzi. Ne vedem peste 2 ani, probabil. Nu știu câte șanse sunt. Vă mulțumesc foarte frumos pentru că ați participat, mai am un set foarte mare de întrebări, dar le lăsăm pe emisiunea viitoare. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Bună ziua!